Vă salut! Mircea Mihailă sunt de la Plexo. Bine ați revenit sau bine ați venit la noi pe canalul de YouTube, unde astăzi facem un unboxing al unui microfon legendar. Poate legendar este puțin spus, pentru că Shure SM58 este cel mai cunoscut microfon de pe pământ. Nu cred că există tehnician, sunetist sau artist care să nu fie auzită măcar o dată de SM58. Avem în față două bucăți de la un client de al nostru pentru care construim un set de cutii de protecție și cu ocazia asta le facem și un unboxing. Ambalajul este uh, policrom. Nu au venit uh, securizate ambalajele cu niciun tab de scotch, dar știm că sunt originale pentru că sursa de unde au fost cumpărate este una uh, și de noi verificată aproape săptămânal, respectiv Toman. O să începem cu unboxing-ul. Se scoate acest carton rămâne un carton alb. În interiorul căruia găsim un manual SM58. Deși acest model este SM58 cu întrerupător, adică SM58S, am văzut că pe cutie și pe manuale nu apare treaba asta, clema de prindere a microfonului, clema ce cea obișnuită. Microfonul este învelit în această pungă antișoc și după cum se poate observa, avem întrerupătorul, respectiv SM58 S, dar nici pe capsulă nu apare 58 S. Îl lăsăm deoparte să vedem ce mai avem. Tot un manual de utilizare. Un sticker Shure cu noua coloristică a brandului Shure, respectiv culoarea verde. Un Sky pentru cablu și o husă de piele șur care are în ea, pardon, cred că este inelul adaptor al clemei. Da, avem inelul adaptor care se înfiletează în, în clemă. Da, Funcționează, totul este în regulă. Acesta a fost unboxing-ul acestui microfon. Pentru a fi la curent cu ce vă mai posta aici, vă invităm să vă abonați acestui canal de YouTube și o să revenim și cu un video al setului de cutii în care o să stea aceste microfoane plus alte accesorii pe care acest client le dorește transportate în organizare și în siguranță. Vă mulțumim foarte mult, până data viitoare, toate bune!